Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la Cărți deschise pentru minți deschise, rubrica inițiată de editura Herald. Vorbim astăzi despre o carte, cum să-ți gestionezi emoțiile copleșitoare și să-ți recapeți autocontrolul, și am să vă arăt cartea și la cameră. Am mai povestit despre această carte, este o carte foarte importantă, publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald, și stăm astăzi de vorbă cu Daniela Irimia, trainer și consilier dezvoltare personală. Îi mulțumim foarte mult că este alături de noi. Nu uitați, intrând pe pagina de Facebook a editurii Herald și de altfel pe site-ul editurii Herald, găsiți această campanie care va dura până duminică pe 19 iulie, cu foarte multe cărți din foarte multe domenii. Prima întrebare în discuția noastră, Daniela: cum putem noi să ne gestionăm cât mai bine emoțiile negative și care ar fi, eu știu, cauza sau originile emoțiilor negative? Pentru că aici cred că putem vorbi, când povestim despre emoții negative, cred că putem vorbi și despre anumite traume din copilărie, putem vorbi și despre stilurile de atașament, putem vorbi despre figura maternă, putem vorbi despre foarte multe lucruri. Și în anumite situații de viață, în anumite contexte, cred că de fapt ne sunt apăsate anumite butoane, anumite trigere, care dacă stăm să sondăm, ne dăm seama că anumite reacții ale noastre care au legătură cu emoțiile negative vin de fapt din copilărie. Niște nevoi nesatisfăcute, niște mici traume ne duc să reacționăm într-un anumit fel. În primul rând, Sorin, mulțumesc pentru invitație. Este foarte adevărat tot ceea ce ai spus, că emoțiile noi le învățăm încă din copilărie. Ne formăm acele trigger, acele butoane la care devenim sensibili de-a lungul vieții. Am tras cu ochiul și am văzut deja alți invitați pe care ai avut și ați discutat despre subiectul ăsta. Eu nu merg către originea emoțiilor, că nu e specialitatea mea. Plec de la premisa că fiecare dintre noi, că vorbim cu adulți, avem acum capacitatea să ne uităm la emoțiile astea pe care le avem din prezent. Și eu mizez mult pe ideea asta, așa cum de altfel și autorii mizează în carte, să fim pe deplin prezenți și conștienți de ce simțim noi acum. Da, ele s-au format atunci. Întrebarea este: ce facem noi acum? Ce fac eu acum, Daniela Irimia, adult, 35 de ani, ca să controlez, de exemplu, sau să gestionez, da? Să gestionez frica, furia, anxietatea, toate emoțiile astea care ne duc în zona de stres emoțional, până la urmă. Mie mi-a plăcut foarte mult cartea, tocmai pentru că este plină de exerciții, este super aplicată și poate fi utilizată de toată lumea. Nu e nevoie să fii expert în psihologie umană ca să aplici metodele din carte. Cum recomand eu clienților mei să-și gestioneze mai bine emoțiile? Primul pas este să respire. Să-ți dai alea câteva secunde în care să respiri profund, să te conectezi cu tine și să gândești înainte de a acționa. Emoțiile sunt normale, sunt naturale, sunt vitale, ne vor binele. Problema nu e la emoții. Problema este cum ne exteriorizăm noi și cât de mult le lăsăm să ne acapareze. Poți să simți furia, strâng nițel din dinți, respir și mă întreb: de ce mă deranjează asta? Nu încep să mă aricesc că, aoleu, tu, Sorin, ai făcut nu știu ce și îmi strigi mie zenul, și atunci exteriorizez toată emoția aia negativă. Inspir, expir și încerc să văd ce a vrut de fapt să spună Sorin, de ce m-a supărat asta pe mine și care este cea mai bună metodă prin care pot să îmi exprim nevoia fără a strica relația cu tine. Eu sunt trainer de comunicare. Bine, sfera asta de comunicare e foarte, foarte amplă.
și bat mult monedă pe asertivitate, să putem să ne raportăm din eu sunt ok, tu ești ok. Și asta înseamnă să putem să gestionăm într-adevăr emoțiile. Inspir, expir, plec de la premisa că tu ai o nevoie pe care ți-o exprimi într-un anumit fel, așa cum și eu am o nevoie pe care mi-o exprim într-un anumit fel. Putem învăța să ne exprimăm emoțiile, chiar dacă ele sunt grele, cum e poate chiar rușinea. Sunt emoții grele. Îmi place mai degrabă să le spun grele decât negative. Dar nu e vina ta, emoția e a mea. Da? Nu e a interlocutorului meu. Da, poate că mi-a apăsat acolo un buton, mi-a atins o sensibilitate. Dar noi nu câștigăm nimic dacă aruncăm asupra interlocutorilor toate emoțiile astea. Ideal este să stăm un pic cu ele, să vedem de unde sunt, de ce mă deranjează asta și apoi să caut, să reîncadrez evenimentul, discuția, chiar trigger-ul, în prezent. Cum bine ai spus, butoanele astea sunt din copilărie pe mine, de fapt, de cele mai multe ori. Nu mă deranjează punctual ce face soțul, colegul, colega, copilul. De cele mai multe ori, nu realitatea ne deranjează, ci firmele pe care noi le avem aici. Textele pe care ne spunem, păi a întârziat la întâlnire, înseamnă că nu mă respectă. Nu, stai un pic. Doar a întârziat la întâlnire. Faptul că tu consideri că e o lipsă de respect, e problema ta. Da, și are legătură, și are legătură cu tine, de fapt, nu cu celălalt. Dragii noștri, astăzi am vorbit despre o carte superbă și cu siguranță vom mai găsi titluri și subiecte ca să mai povestim cu Daniela Irimia astăzi cum să-ți gestionezi emoțiile copleșitoare și să-ți recapeți autocontrolul, Matthew McKay, Jeffrey Wood și Jeffrey Brantley. O carte publicată în colecția Psihopractica, o colecție adresată nu numai specialiștilor, dar și publicului larg, cu foarte multe studii de caz, foarte multă practică. V-am să vi-o mai arăt încă o dată la cameră și vi-o recomandăm cu drag și eu și Daniela. A fost alături de noi Daniela Irimia, trainer și consilier dezvoltare personală. Am vorbit despre emoțiile negative și despre ce anume declanșează anumite comportamente, anumite reacții la noi în urma acestor emoții și felul în care ajungem să le gestionăm și nu să devenim cumva sclavii acestor emoții. Nu uitați, cartea o găsiți în cadrul campaniei cele mai vândute cărți din portofoliul editurii Herald până duminică, iată, 19 iulie, și toate filmulețele, toate înregistrările, materiale, interviurile cu invitații noștri le găsiți pe pagina oficială de Facebook Herald. Mulțumim încă o dată foarte mult, Daniela Irimia, noi ne dăm întâlnire data viitoare la un nou episod Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi minunată în continuare și, bineînțeles, lectură plăcută. La revedere! Mulțumesc și eu! La revedere!